Suntem la 500 de ani de la Reformă, și printr-o parte sau alta a țării mai sunt mine, conferințe, anumite discursuri, anumite predici pe subiectul acesta, însă teama mea este că s-ar putea pierde punctul crucial al reformei, care a fost momentul în care Luther. A bătut cele 95 de teze pe porțile celei catedrale, și prima teză, într-un fel, sumarizează care a fost gândirea lui Luther cu privire la ce trebuia reformat. Bineînțeles, niciodată Luther nu s-a gândit la magnitudinea reformei. Luther spunea în prima lui teză, și acesta va fi subiectul meu în această dimineață din Iona 2. Când a spus, pocăiți-vă, Domnul și Stăpânul nostru Iisus Hristos a vrut ca întreaga viața credincioșilor să fie caracterizată de pocăință. Deci când a spus, pocăiți-vă, Domnul nostru Iisus Hristos a vrut ca întreaga viața credincioșilor să fie caracterizată de pocăință. Sau cum spunea altcineva în țară la noi, uh, un în prin care Dumnezeu a lucrat extraordinar, el este împărăția lui Dumnezeu. Este necesar să vedem în aceste vremuri pocăința pocăiților. În teza 71, după ce combate metodele false de pocăință, Luther zicea, cel care vorbește împotriva adevărului iertării apostolice, da? în comparație cu iertarea pe care o dădeau unii prin indulgențe și alte lucruri, cel care vorbește împotriva adevărului iertării apostolice, să fie anatemizat și blestemat. Teza 92, Luther zicea, așadar, la o parte cu toți acei profeți care îi spun poporului lui Hristos, pace, pace, că nu este nicio pace. Și în această dimineață suntem chemați, și de fapt în fiecare zi suntem chemați, să experimentăm, să ne gândim, să studiem, să căutăm, să ne. Pocăim și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu acest har. Amin. Amin. Uh, ne uităm la Iona în capitolul 2, o transformare extraordinară pe care el o experimentează din ceea ce este Iona în capitolul 1, fugind de Dumnezeu. Și deodată Iona în capitolul 2 este uh, parcă un alt fel de Iona, un Iona care experimentează o transformare prin pocăință. Prin pocăință. Spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu, Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său. Vreau să subliniez câteva aspecte fundamentale cu privire la pocăință și să ne dea Dumnezeu putere ca prin Duhul Sfânt să ne cercetăm, să ne întrebăm dacă avem un tip de pocăință biblică. În primul rând, observ în pasajul acesta că pocăința se naște din cercetarea lui Dumnezeu din cercetarea lui Dumnezeu. Uitați ce zice Iona. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său. Dar de ce s-a rugat Iona Domnului Dumnezeului său? Păi zice în versetul următoare. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. De ce a chemat pe Domnul? Că a ajuns în strâmtorare. Din mijlocul locuințelor morților am strigat. De ce a strigat? Că a ajuns în mijlocul locuinței morților. Bineînțeles, e un limbaj metaforic. Totuși, mă aruncase și în adânc. Cine? Tu, Dumnezeu, în inima mării. Și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Da? Și apoi el continuă, spune tot ce i s-a întâmplat, dar tu mai scos viu din groapă, Domnul Dumnezeul meu. O vedem foarte clar în pasajul acesta. Pocăința este un rezultat direct al cercetării lui Dumnezeu. Și ne referim aici nu doar la pocăința inițială, când ne întoarcem la Dumnezeu, când venim pentru prima dată la Dumnezeu, da? Ci ne referim la pocăința ulterioară. Aici avem un om care îl cunoștea pe Dumnezeu, care era chemat să proclame Cuvântul lui Dumnezeu, era un profet. Avea o problemă, bineînțeles, cu felul în care Dumnezeu își realiza planul și felul în care Dumnezeu își arăta dragostea, dar este un om care știa despre Dumnezeu, era un om care îl cunoștea pe Dumnezeu. A ajuns în acest moment de păcat, de fugă de Dumnezeu, de depărtare de Dumnezeu, o încercare de a fi independent, o încercare de a răsturna planul lui Dumnezeu și Dumnezeu îl cercetează, Dumnezeu îl constrânge, Dumnezeu îl aduce în situația asta excepționale pentru a ne arăta și nouă în această dimineață că pocăința este un rezultat al harului lui Dumnezeu, al cercetării lui Dumnezeu. Niciodată când ne pocăim, ne pocăim cu putere de la noi înșine ne vine nouă, Domnule, nu mai vrem să fim răzvrătiți, ne pocăim. Acolo cu siguranță este mâna lui Dumnezeu. Că nu totdeauna Dumnezeu lucrează în felul acesta și ne strântorează într-un mod extraordinar, asta este cu totul altceva. Motivul pentru care avem nevoie de harul lui Dumnezeu ca să ne pocăim și după ce ne-am convertit, este pentru că noi rămân aceste reziduri ale păcatului. Aceste reziduri ale păcatului care sunt atât de puternice încât să ne țină departe de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu și-a retrage harul Lui, indiferent de lucrarea care s-a făcut deja în noi, indiferent de lucrarea care s-a făcut deja în noi, noi am continuat în păcat. Noi am continuat în păcat. Așa că pocăința ulterioară este un har de la Dumnezeu. Pocăința inițială este un har de la Dumnezeu. Pavel îi spune lui Timotei, în 2 Timotei 2, 25 și 26, dacă nu mă înșel, Robul Domnului nu trebuie să certe, să fie blând cu toți, să îndrepte pe potrivnici cu blândețe, în nădejdea sau în speranța că Dumnezeu le va da pocăința. Este un rezultat direct al lucrării lui Dumnezeu. Prin asta învățăm că uh, suntem dependenți din punct de vedere spiritual în mod absolut de Dumnezeu și după momentul convertirii. Este această senzație pe care o experimentează unii credincioși, domnule m-am pocăit, am un moment în viața mea, mi-am scris acolo la începutul Bibliei când m-am botezat, dacă îți de altă confesiune și scriu și când am fost botezat cu Duhul Sfânt în concepția mea, Domnule, îți pachet complet, am rezolvat problema. Da? Și mă încred sau îmi pun nădejdea, nu mai pun nădejdea în Dumnezeu, ci îmi pun nădejdea într-o experiență care poate e autentică, o experiență pe care am avut-o acum 15 sau acum 20 de ani. Așa cum spunea și Luther și așa cum vedem în cuvântul lui Dumnezeu, pocăința este necesară în fiecare zi, pentru că în fiecare zi păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Și pocăința este un rezultat al cercetării lui Dumnezeu. Și nu mă tem să folosesc cuvântul acesta, uitați-vă în Iona, capitolul 2, este un rezultat al constrângerii lui Dumnezeu. Este un rezultat al constrângerii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a tras în limba, scuzați-mă, așa, imaginația... Dacă vă deranjează, nu i-a tras limba din gură lui Iona și l-a pus să vorbească și să spună cuvinte de pocăință. Dar Dumnezeu l-a adus într-un cadru în care l-a presat pe Iona și Iona s-a pocăit. Pentru că Dumnezeu știe pentru fiecare dintre noi ce este necesar ca să ajungem la pocăință. Și asta face Dumnezeu cu fiecare dintre copiii lui. Este un lucru extraordinar că Dumnezeu ne trece prin încercări. Nu ne place când trecem prin încercări. Fără doar ce poate. Dar este un lucru extraordinar. Dacă Dumnezeu nu ne-ar trece prin încercări, dacă Dumnezeu nu ne-ar constrânge, dacă Dumnezeu nu ne-ar presa, ar fi o dovadă că suntem copii ilegitimi, că nu suntem copiii lui Dumnezeu, că încă suntem copiii diavolului. Și Dumnezeu zice, te lasă în voia mincii tale Du-te du în continuare înainte. Cât timp trăim păcat, Dumnezeu ne presează ne presează, ne presează, ne presează, ne presează, ne presează, și poate vedem necaz după necaz, necaz după necaz, necaz după necaz. Și te întreb, domnule, când să termină? Când te pocăiești? Până lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în tine va merge un pas înainte. Până atunci va continua. Și tot așa. Și tot așa. Învățăm lucrul acesta. Suntem într-o dependență absolută de Dumnezeu după momentul convertirii. După momentul convertirii. Apoi, vedem că Dumnezeu nu ne face într-un asemenea grad, nu ne desăvârșește într-un asemenea grad încât să nu mai avem nevoie de El. Am pus la un moment dat o întrebare săptămâna aceasta pe internet Dacă sfinții din cer care au voință liberă Dacă au voință liberă sfinții din cer Pot să păcătuiască? Sau nu? Și dacă nu, de ce nu? Păi în primul rând, voința liberă din punct de vedere biblic este cu totul altceva Nu posibilitatea de a păcătui și de a face bine în mod egal A nu voința voință liberă Dumnezeu este cea mai liberă ființă din univers și nu poate păcătui Libertatea absolută este să nu mai păcătuiești să ajungi într-o asemenea stare în care să nu mai vrei și să nu mai poți păcătui. Hristos nu poate păcătui. Sfinții din cer nu pot păcătui. Nu vor să păcătuiască. Ăia sunt liberi, cu adevărat. Domnul pune în contrast libertatea cu robia față de păcat. Da? Cine face păcat, este rău păcatului. Dacă fiul vă va face slobos sau liber, veți fi liberi. Libertatea este când fiul ne scoate de sub păcat și ne ține în sfințenie. Însă, chiar și în împărăția lui Dumnezeu și după ce suntem glorificați, motivul pentru care nu păcătuim este pentru că suntem ținuți într-un har continuu al lui Dumnezeu. Pentru că suntem înconjurați de prezența lui Dumnezeu. Așadar, în primul rând, pocăința, pocăința credinciosului se naște din cercetarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, în al doilea rând, Pocăința înseamnă o durere și aici este foarte important, foarte, foarte, foarte important. Pocăința se naște dintr-o durere pe care o avem pentru pierderea prezenței lui Dumnezeu. Și pun asta în contrast cu durerea datorită consecințelor păcatului meu. Deci când mă pocăiesc, mă pocăiesc de ce? Că sunt anumite consecințe ale păcatului meu și îmi pare rău și aș vrea ca Dumnezeu să depărteze consecințele. Spun, Doamne, îmi pare rău de păcatul ăsta, fiindcă după ce am făcut păcatul ăsta, uite ce consecințe sunt. Acum, mie nu prea îmi pasă de tine. Nu știu cu glas tare lucrul ăsta și ar fi blasfemiator să auzi pe cineva. Dar asta este pocăință găsită peste tot. Mie nu -mi pasă de tine, Dumnezeule. Adică chiar nu pasă deloc, nu știu cum să spun. Dar să atea consecințe ale păcatului pe care le-am făcut, încât am o formă de pocăință înaintea ta îmi imaginez cu mintea asta blestemată că tu nu știi ce e în inima mea și nu-ți dai, nu dai seama că eu sunt complet sincer. Mă pocăiesc ca în forma asta de pocăință, te rog, îndepărtează consecințele păcatului. Crezi că Dumnezeu se bucură de o asemenea pocăință? Lacrimile acelea, pocăinței respective, sunt cele mai mizerabile lacrimi pe care le, poate, le pot vărsa ochii vreunui om. Dacă eu de asta mă pocăiesc că sunt anumite consecințe ale păcatului. Dar asta e prima tendință. Domnule, nu fac anumite, vedem oamenii în jurul nostru, nu fac anumite lucruri pentru că sunt constrânși. Sunt constrânși de consecințele sociale, legale, juridice și așa mai departe. Însă oamenii ăștia, oameni care fac lucrurile acestea din convingeri, din dorință sinceră. Ce, ce ar fi de lumea asta dacă s-ar retrage deodată toate legile? Nu e nu te-ar mai pedepsi pentru nimica. Eu cred că s-ar transforma într-un alt planeta foarte rapid. Foarte rapid. Foarte rapid. Foarte rapid pocăința nu este o părere de rău pentru consecințele care vin în viața mea. Nu asta este. Uitați care este durerea lui Iona. Foarte interesant. Ascultați. M-a aruncat să-și în adânc în inima mării, râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, foarte important aici, ziceam, sunt lepădat, nu știu ziceam, voi muri. Ăsta nu avea o problemă să moară vedeți pe Iona, da? În cartea Iona vedeți. Iona nu avea niciun fel de probleme să moară. Nu știu dacă avea siguranța mântuirii și de asta nu avea probleme cu moartea, dar nu avea o problemă moartea, da? -avea o să moară, asta e clar. Care e durerea lui Iona? Sunt lepădat dinaintea ochilor tăi și dublează această idee, da, lepădarea de la fața lui Dumnezeu sau din prezența lui Dumnezeu, dar iarăși, zice el, voi vedea templul tău cel sunt. Dar iarăși voi vedea templul tău cel sunt când vorbește Iona despre templu, se referă la locul acela care era simbolul și era și locul manifestării prezenței lui Dumnezeu. Ce îl durea pe Iona? Mă, să nu mă mai duc niciodată la templu! Să nu mă mai duc acolo unde oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu! Să nu mă mai duc acolo niciodată unei gloria lui Dumnezeu! Nu mă interesează că mor! Nu mă interesează în mod special că sunt în pântecele peștelui. Nu mă interesează că sunt în, în condiții groaznice, teribile aici ci că eu sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Asta era sentimentul lui Iona, că este lepădat dinaintea ochilor lui Dumnezeu. Vă să aminte în psalmul 51, cum se roagă David, versetul 11, și zice Nu mă lepăda de la fața ta și nu la de la mine Duhul tău cel sunt. Este aceeași pocăința, este aceeași la ambele persoane și mai există psalm unde găsim același lucru în, în echipzuința mea, spune la un moment dat un psalm în echizoința mea, ziceam, sunt lepădat de la fața ta. Sau ceva de genul acesta. În echizoința mea. Aci, în pocăință, motivul pentru care vin la Dumnezeu este că mă doare că am pierdut prezența lui Dumnezeu. Eu cred că asta este, sau acesta este unul dintre cele mai clare și un, uh, cele mai dure teste ale creștinismului autentic. De ce te pocăiești? Că în exterior putem să plângem toți, poate. Nu știu, nu prea plânge, mă, da. Dar poate am putea face cumva lucrul acesta, să plângem, da, toți. Să spunem vorbe frumoase. Să Eu am întâlnit oameni din lume care spun cele mai grosolane păcate pe care le-au făcut. Le spun mai liber și mai ușor decât spun pocăițe. Întrebarea este, de ce pot să facă lucrul acesta? De ce pot să facă lucrul acesta? Și de fapt, pocăința este autentificată, validată înaintea lui Dumnezeu, este venită ca dar de la Dumnezeu, ca lucrarea lui Dumnezeu, dacă este motivată corect. De ce te pocăiești? Dacă durerea ta este că suferi anumite consecințe, asta este un lucru natural. E normal să te doară pentru că sunt anumite consecințe. Deci este complet natural. Dar dacă durerea ta este că ai pierdut acea părtășie cu Dumnezeu, ai pierdut bucuria mântuirii, ai pierdut legătura cu Dumnezeu, ai pierdut acea intimitate din părtășia cu Dumnezeu. Dacă asta este durerea ta, este o pocăință autentică. Dacă durerea este că ai vrea să vezi din nou manifestarea prezenței lui Dumnezeu față de tine, aia este o durere autentică. Dacă durerea ta se naște din dorul pe care îl ai după Dumnezeu care nu se mai manifestă față de tine, care are privirea întunecată datorită păcatului tău, aceea este uh, o pocăință autentică. O, o biserică care pierde durerea aceasta, un om care pierde durerea aceasta după prezența lui Dumnezeu, este o biserică care este pe marginea apostaziei. Și este un om care Păi, la limita, dacă trăiește în felul acesta tot timpul, tot timpul e concentrat doar asupra consecințelor, e un om care e la limita de a fi catalogat ca un om care nu e născut din nou. Care e Am mai spus lucrul acesta în anumite adunări când am predicat de pocăință, am văzut că oamenii îi ciuleau urechile și așa. domnule, dacă Dumnezeu varda, da, și probabil că așa e ce am spus, dacă Dumnezeu varda, da în scris că nu vă pierdeți mântuirea, cum ați trăit de acum înainte? Și dacă Dumnezeu ți-ar spune, uite, nu îți pierzi mântuirea, dar nu, nu manifest prezența față de tine niciodată. Sub nicio formă. Ai să simți că eu ca și cum n-aș exista. Sub nicio formă, nimic, 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 Sub nicio manifestare, deloc prezența mea. Ai putea să trăiești viața așa? Eu cred că un om pocăit ar spune nu. Nu, Doamne, eu nu. Eu nu. Cu alte cuvinte pe mine, eu nu stau aproape de Dumnezeu, nu mă pocăiesc că mă tem că face cineva Dumnezeu, că mă trăznește Dumnezeu că îmi pierd mântuirea, că mă duc în ea. Nu, asta e motivul meu. Motivul pentru care stau aproape de Dumnezeu și mă pocăiesc de păcatul meu este că îmi este, îmi este, teamă să pierd părtășia binecuvântată, plină de dragoste, de har, de îndurarea lui Dumnezeu. Să nu mai am intimitate cu Dumnezeu, asta e durerea mea cea mai mare. Să vin la adunare sau să stau singur acasă, bă, eu sunt nebun aici, cui mă rog? nu e nimeni aici. Ce facem noi aici, frate? Ar fi teroare pentru mine în lucrul ăsta. Da? Pocăința înseamnă durere pentru pierderea prezenței lui Dumnezeu. Testul este extraordinar, de simplu, dar foarte dur. De ce te pocăiești? Vorbim pentru credincioși. De ce te pocăiești? Da, îmi pare rău, da, mă, n-am făcut bine. De ce spui lucrul ăla? De ce spui lucrul ăla? Ce stai în spate? Conștientizez clar că Dumnezeu își retrage manifestarea, nu prezența lui, că Dumnezeu e omniprezent, manifestarea prezenței sale din viața ta, din viața familiei tale, din biserică? În multe adunări prezența lui Dumnezeu nu se mai manifestă și nimeni nu și-a dat seama de lucrul acesta. Nimeni nu și-a dat seama de lucrul acesta. Hristos e afară, nimeni nu-și dă seama. E fac programele în continuare, fără niciun fel de problemă. Asta este o tragedie. Aceasta este o tragedie. Pocăința se naște, repet, și înseamnă o durere pentru pierderea prezenței lui Dumnezeu. În al treilea rând, pocăința este însoțită de speranța restaurării spirituale. Pocăința este însoțită de speranța restaurării spirituale. Motivul pentru care, e foarte interesant, Iona zice, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sunt de vreo 5 propoziții, zice, apele m-au acoperit, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu, m-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă iau pe vecini și a ascultat. Dar tu mai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Unde era Iona când spune asta? Auziți unii, versetul 1. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui. Și el zice, dar tu mai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Pe un când o scos din groapă? Că încă era în pântecele peștelui. El spune lucrul acesta pentru că pocăința este însoțită de o speranță. Noi nu jucăm loto cu Dumnezeu, nu dăm lazarul cu Dumnezeu. Mă sper că Dumnezeu mă iartă. Eu nu știu dacă Dumnezeu mai are har pentru mine. Dacă Dumnezeu... vorbim despre harul nemărginit al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu are har nemărginit pentru tine, de ce te mai pocăiești? Dumnezeu știe că te iartă? Păi zici, încerc și eu, frate. Dau la zăiază, vă ce pică. Nu a picat, a, asta e. A ratat. pierdut. Asta încercăm noi cu Dumnezeu? ne pocăim încercând sau așa cu un fel de speranță din asta farsă că Dumnezeu o să ne ierte? Nu, pocăința este posibilă și pocăința se produce doar datorită speranței pe care o avem în harul nemărginit al lui Dumnezeu. De asta ne pocăim pentru că avem deja harul lui Dumnezeu, nemărginit. Dacă nu avem harul nemărginit, repet, de ce te mai pocăiești? Dumnezeu și că te iartă. Dumnezeu că nu s-a harul. Nu mai iau și cântări din asta cu terminarea harului bănuiesc că se termină la un moment dat când se încheie istoria ce oamenii se duc la judecată. Da, se termină harul. Da, cât timp suntem aici și suntem copiii lui Dumnezeu și suntem în această poziție, în această relație cu Dumnezeu, avem har nemărginit. Și iarăși ajungem la poezia asta veche pe care o repet unii. A, dacă păduiești harul nemărginit, asta este o licență pentru păcat. Asta e o libertate, poarta deschisă la păcat. Domnule, am har nemărginit, Dumnezeu mă iartă. Eu repet, pune problema invers. Dacă nu ai har nemărginit, ce șansă ai să mai fi recuperat? Nu? Gândește la câte păcate facem în fiecare zi. La câți ani ai de pocăință. La câte păcate ai adunat. Dacă nu ai har nemărginit, de unde ai curajul să te mai duci înaintea lui Dumnezeu? Singurul motiv pentru care te duci este că există harul nemărginit. Harul nemărginit al lui Dumnezeu nu-l face pe un om pocăit să trăiască în păcat. Ci harul nemărginit al lui Dumnezeu îi dă speranță și puterea unui om care este copilul lui Dumnezeu să se pocăiască de păcatul lui. De asta mă pocăiesc pentru că am har, știu că Dumnezeu mă va ierta. Am speranță în îndurarea lui Dumnezeu. Am speranță în mila lui Dumnezeu. Și nu-i pun limite, că dacă îi pun limite nu te mai pocăiești. Ești pierdut. Și te duci și spui și triangul la gât și cum s-a spânzurat Iuda. Asta e singura variantă. Asta este singura variantă. Așadar, pocăința este însoțită de speranța restaurării spirituale. Iona crede că va fi restaurat. Credeam, ziceam, aveam sentimentul ăsta, asta spune eu. Sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, pierdut. Dar, iarăși voi vedea templul tot cel sunt. Uitați ce speranță. Sigur o să ajung acolo. Îmi fac treaba la nimeni, singur o să ajung înapoi în locul unde se manifestă prezența lui Dumnezeu. În al patrulea rând, pocăința se naște din tânjire după Dumnezeu. Din tânjire după Dumnezeu. Și eu cred, orice căutare motivată în orice altfel este păcătoasă și o jignire pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne primește decât dacă înțelegem că El este ființa care merită să primească toate tânjirile noastre. Da? Toate tânjirile noastre. Uitați ce spune Iona, foarte frumos. Când îmi tânjea sufletul în mine. Dacă și-a pus Iona în cap să plece la Tars, tângea sufletul în el o sufletul meu. Când era Iona pe corabie, toți turbau acolo și strigau la Dumnezei lor ca nebunii. Tângea Iona după Dumnezeu. Când l-a trezit cârmaciul și a spus, cheamă și tu pe Dumnezeu tău, poate se va îndura de noi. Tângea Iona după Dumnezeu? Nici vorbă. Nici vorbă. Însă l-a adus Dumnezeu la un punct pe Iona și lui Iona îi se face dor de Dumnezeu. Începe să tânjească Dumnezeu după Dumnezeu. Auziți, când îmi tângea, sufletul în mine. Și ideea generală este aceasta. Dumnezeu este ființa după care merită să tânjim. Dumnezeu este ființa de care avem cea mai mare nevoie. Dumnezeu este ființa, singura ființă de care avem cu adevărat nevoie. Dumnezeu este ființa după care merită să ne fie dor. E cel mai rațional și logic lucru să tângești după Dumnezeu. Dumnezeu este ființa care ne poate satisface sufletele, care ne poate împlini sufletele sau după cum spunea Augustin, noi nu ne liniștim, nu ne potolim până când nu ajungem să fim împliniți în Dumnezeu, să fim un plus de Dumnezeu. Și ce face, ce demonstrează istoria noastră de mii de ani cât o cunoaștem noi, este că omul agonizează, turbează de dimineață până seara, umblând după lucruri care să-i stâmpere tânjirea. Dumnezeu a pus o tânjere noi care nu este satisfăcută decât prin El. Și idolatria asta este. Să schimbi împlinirea acestei tânjiri prin Dumnezeu, cu împlinirea acestei tânjiri, prin cu totul alte lucruri. Și ce văd eu, mare lipsă al generației noastre, este că diavolul ne dă o grămadă de jucării. Asta face diavolul. Cosmetizate, extraordinar. Poate nu au mai fost cosmetizate niciodată. Așa. O grămadă de jucării și de dimineață până seara ne hăituiește. Într-o fel e bine dacă ne-am oprit la un moment dat și am spune, bă, ăsta și bate joc de noi sau ce face? Eu am 20, 30, 40 de ani de când o caut să-mi fericirea, în caut împlinirea, caut să-mi stâmpăr asta și nu am reușit să o stâmpăr sub niciun fel. Ce se întâmplă cu mine? Îs într-un joc a diavolului, într-un joc nesta vicios, într-un cer vicios și nu mai reușesc să ies din el. Nu mă primește nimica. Tânjirea Sufletului meu să poate împlini numai în Dumnezeu. Vila la adunare, dacă mă duc în timpul săptămânii, încerc să-mi satisfac această tânjire a Sufletului prin cu totul și cu totul alte lucruri. Despărțit de Dumnezeu. Lăsăm pe Dumnezeu deoparte. El ne împlinește uh, anumite nevoi sufletești, nevoia de a fi iertați de păcate, nevoia de a avea speranță cu privire la viața eternă, dar în restul zilei trebuie să ne împlinim cu alte lucruri. Și îl despărțim pe Dumnezeu de binecunterile pe care El ni le dă. Acesta este mare lipsa generației noastre și îmi doresc pentru mine, pentru fiecare dintre cei care suntem aici, să ne aducă Dumnezeu la punctul prin Duhul Sfânt să conștientizăm, să simțim că tânjirea sufletului nostru este împlinită doar în Dumnezeu. Atunci ne pocăim. Cu alte cuvinte, noi nu ne pocăim. Aici este un lucru, acesta este hedonismul creștin. Îi dăm cel mai mult slavă lui Dumnezeu și când ne pocăim. Pentru că atunci când ne pocăim, ne pocăim nu datorită consecințelor păcatului nostru, ci ne pocăim pentru că știm că în Dumnezeu suntem împliniți. Este fals acest contrast. Dumnezeu vrea să fim sfinți, nu fericiți. Fals! Fals! Diabolic aș spune. Adică tu vrei să spui că e mai fericit omul păcătos decât omul sfânt care îl are pe Dumnezeu? Ce absurditate! Ce Dumnezeu e ăsta care te cheamă să te pocăiești la El ca să vii la o viață de nefericire? Citiți Sfânta Scriptură, dați un search pe ce vreți dumneavoastră, pe ce concordanță online vreți și scrieți cuvântul ferice sau fericit în Biblie. Să vedeți de câte ori apare. Să vedeți de câte ori apare în relație cu omul credincios. În relație cu omul credincios. Ferice este omul, ferice este omul, fericit este omul. Găsiți zeci și zeci de versete. Este fals contrastul acesta între fericire și pocăință sau fericire și sfințire. Pocăința este o întoarcere la, fericire adevărată. Pocăința este o întoarcere la singurul care poate să satisfacă și să împlinească cel mai mare lipsa noastră, cea mai mare tânjire a sufletelor noastre. Asta este pocăința. Și de fapt, Așa a lăsat Dumnezeu lumea asta să agonizeze. Să agonizeze și să nu fie cu adevărat fericită fără Dumnezeu. Eu vin și mă pocăiesc hedonist. Pentru că știu că numai în Dumnezeu sunt împlinit. Și Dumnezeu este cel mai slăvit în momentul în care spun da, nimic altceva de lumea asta nu mă împlinește decât Dumnezeu meu. Și mă duc la El. Dumnezeu este cel mai glorificat atunci. Apoi, în al cincilea rând, pocăința se manifestă prin rugăciune. De ce? Iona s-a rugat Domnului. Haideți să citim uh, primul și ultimul verset. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din Pântecele Peștului. Ultimul verset. Domnul a vorbit Peștului și peștele a vorsat pe Iona pe pământ. Faceți legătura. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său și Domnul a vorbit Peștului și peștele a vorsat pe Iona pe pământ. Pocăința se manifestă totdeauna prin rugăciune. Prin rugăciune. De ce? Păcatul este o problemă cu Dumnezeu. Și această problemă trebuie rezolvată tot cu Dumnezeu. Și care este alt mod prin care eu pot comunica cu Dumnezeu decât prin rugăciune? Asta nu înseamnă că, din potrivă, înseamnă că nu voi folosi rugăciuni din astea stereotipe învățate, ci voi fi implicat cu inima mea, cu sufletul meu în rugăciunea pe care o fac. Dar nu folosesc rugăciuni standard, noi avem carte de rugăciuni, ca să repertăm rugăciuni de acolo, da? Ci ne rugăm înaintea lui Dumnezeu cu o dorință sinceră care arată care este starea inimilor noastre. Exprimăm înaintea lui Dumnezeu dorința inimilor noastre, durerea inimilor noastre, nu durerea inimii altcuiva. Și am învățat lucrul acesta și principiul acesta. Lipsa rugăciunii este direct proporțională cu lipsa pocăinței. Este o ecuație care e totdeauna adevărată. Uitați-vă în viața dumneavoastră, analizați anumite perioade în viața dumneavoastră în care la capitolul Sfinției a stat foarte proșu o să vedeți că e direct proporțională cu o scădere a Duhului de rugăciune. Nu mă refer la cantitatea de rugăciune, să nu mă înțelegeți greșit. Că fariseii se rugau sigur mai mult decât noi. Nu la mă refer la cantitatea rugăciunii. Nu mă refer la volumul rugăciunii. Nu mă refer nici măcar la corectitudinea doctrinară a rugăciunilor. Nu mă refer nici măcar la formularea corectă a tuturor rugăciunilor. Nu la asta mă refer. Sub nicio formă. Uitați-vă la rugăciunea lui Ana, de exemplu. Își vărsa, spune inima, la un moment dat, nu nu mai numai buzele și le mișca înaintea Domnului. Și Domnul a ascultat-o într-un mod extraordinar. A binecuvântat, prin răspunsul rugăciunii ei, tot poporul Israel, datorită copilului pe care i-l-a dat. Eu mă refer la autenticitatea rugăciunii. Eu mă refer la profunzimea rugăciunii. Eu mă refer la o rugăciune care se naște cu adevărat din inima noastră. O comuniune reală cu Dumnezeu. O comuniune reală cu Dumnezeu. Motivul pentru care ne rugăm puțin când trăim în păcat sau când facem păcat este pentru că ne simțim vinovați și nu ne putem duce înaintea lui Dumnezeu. Dacă te duci înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, lucrează într-un mod extraordinar și spune, stai puțin, avem o problemă întâi, da? Înainte să trecem la alte lucruri, hai să rezolvăm problema. Și atunci, fără să-ți dai seama, poate inconștient, fugi de Dumnezeu zi după zi, săptămână după săptămână lună după lună, fugi de Dumnezeu pentru un singur motiv, ca ai un anumit păcat în viața ta, de care nu vrei să te pocăiești, poate, pentru o anumită perioadă de timp. Pocăința este direct proporțională cu rugăciunea. Nu mă refer, reper, la timpul, la volumul, la cantitatea de cuvinte pe care le spunem. În a șaselea rând, rugăciunea, uh, pocăința este testul împotriva idolatriei. Foarte interesant ce zice Ion aici și el face un contrast aici. Zice când îmi deja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Și parcă deodată schimbă registrul și tema și zice ce -și se să lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Pe păi care e treaba? Este un contrast aici. Eu care mi-am adus aminte de tine, rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Adică a fost primită și ascultată de tine. Tu îți manifesti cu adevărat prezența în templul tău cel sfânt. De asta el dorea să vadă iarăși templul lui cel sfânt. De două ori folosește Experiența aceasta, Templul tău ce sunt, ca, ca referire la locul în care se manifesta prezența lui Dumnezeu, simbolul prezenței lui Dumnezeu, locul manifestării prezenței lui Dumnezeu. Și pune în contrast pe cei ce se lipesc de idol de șerți, adică nu de tine, care te manifesti în Templul tău cel sunt, care ești Dumnezeu, viu și adevărat, cei ce se lipesc de idol de șerți, idol goi, idol care au urechi și n aud care au ochi și nu văd, care trebuie purtați de alții și făcuți de alții, îndepărtează îndurarea de la ei. De ce? Pentru că Sidor care nu pot să facă nimica. Îndurarea se găsește într-un singur loc dacă eu mă duc la idori, dacă mă duc la orice lucru, la orice persoană, la orice filozofie, la orice, orice care nu este Dumnezeu și cred că îmi va rezolva problema mea și va satisface tânjirea și dorul sufletului meu, ce fac? În loc să găsesc îndurare, găsesc deșertăciunea care este în idolul ăla. Oricare ar fi idolul ăla. Idolii moderni sunt mai spurcați decât idolii care erau înainte, că ăia vedeai clar. Oamenii au idole acum filozofii, au acum idoli oameni. Nu se închină la ei fizic, dar se închină prin tot ce fac ei. Prin timpul alocat, prin banii alocați, prin energia alocată, prin uh, viața psihică, emoțională, intelectuală alocată lucrului respectiv sau persoanei respective sau activității respective. Oamenii au idoli și astăzi. Din Berșu. Sunt idoli peste tot. Îndurarea se găsește doar în templul tot cel sunt sau la tine, da? nu la idol. Și acesta este testul împotriva idolatriei. Care este testul? Pocăința. Pocăința, adică întoarcerea la Dumnezeu, doar acolo găsim îndurare. Este foarte... Spun lucrul acesta din experiența vieții mele, nu spun eu experiențe, nu vă dau un exemplu, numai așa ca principiu. Înțelepciunea omeiască, metodele pe care Dumnezeu le-a lăsat, tehnicile, tehnologia, medicina, profesioniștii, știința, toate lucrurile acestea sunt bune numai când sunt folosite ca daruri ale lui Dumnezeu, în dependență de Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. Dacă eu încerc, încep să mă simt mai sigur, ca un medic, ca un profesionist, Cam pe un tip care îmi poate rezolva orice problemă și mă simt mai în controlul vieții mele, fără Dumnezeu, având lucrurile acestea care sunt darurile ale lui Dumnezeu, atunci sunt în idolatrie și îndepărtez îndurarea de la mine. Și Dumnezeu o să dea cu mine de pământ și Dumnezeu o să facă să mă alimenteze lucrurile acelea. Aici este problema. Problema sau ispita diavolului este că ne face să transformăm lucruri bune, extraordinare, daruri de la Dumnezeu, în idoli. Credem că lucrurile acelea ne salvează prin ele însele. Facem un fel de mesia din lucrurile acelea, din persoanele acelea, din activitățile acelea. Credem că lucrurile acelea ne salvează prin ele însele. Nu salvarea sufletului, mă refer. Ci din anumite situații și așa mai departe. despărțiți de Dumnezeu. Mă simt în controlul vieții mele, sunt mai în siguranță, domn mai liniștit dacă am bani în buzunar. Fals! Greșit, mâine se poate întâmpla ceva care să trebuiască să dau de 100 de ori mai mulți bani decât am în buzunar. Și egal cu zero ce am avut în buzunar. Mă simt extraordinar că sunt încă frumoasă. Fals! Mă simt încă extraordinar, sunt în siguranță, am o satisfacție de sine, o imagine de sine, cam o mașină bună, cam o casă bună, cam o familie bună. Fals, greșit total. Lucrul acesta se pot spulbărea într-o secundă. Când mă agăz de ele, îndepărtez îndurarea de la mine. Ele nu mă pot salva în realitate. Dacă Dumnezeu folosește aceste metode, aceste daruri ca să înfrumusețeze viața noastră, care să ne scoată din anumite necazuri, este pentru că El este la cârmă. Cum spunea frate, dacă ai clipit din ochi dimineață, e datorită harului lui Dumnezeu, El nu funcționează de la sine. M-am trezit de la sine, nu te-ai trezit de la sine. Ai ieșit iarba că e, primăvară, fals! Ai ieșit iarba că Dumnezeu a făcut-o să crească. Dumnezeu este în spatele tuturor cu bineînțeles unii au o alergie la această providență meticuloasă a lui Dumnezeu. Mie îmi dă o liniște fantastică. O liniște teribilă îmi dă. Extraordinară. Dumnezeu este în spate. Să nu transformăm lucrurile bune, binecuvântările lui Dumnezeu în idol. În idol. Că suntem într-o cursă mai periculoasă și mai parșivă în care ne trage diavolul decât i-a tras pe oamenii ăștia care erau pe corabie. Probabil că făcea eu una referire la ei. O străgată ăștia ca turbați acolo la, la idolea a lor la Dumnezeilor. Nu au răspuns nimeni. Mărturisesc că unul dintre pasajele care îmi plac cel mai mult din Sfânta Scriptură este pasajul în care Ilie încurajează pe păi ăștia la închinare acolo. Bă, băieți, băgați o la luați săbile, lămile, dați puternic acolo, nu știu, jucau ăștia joc cu balena albastră sau ce făceau acolo, dar oricum, nimic nu s-a auzea. Nici glas, nici mișcare, nici foc, nici nimic. Foarte clar. Cei ce se lipesc de idol de șerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Foarte simplu. Pocăința este un test. Este un test pentru fiecare dintre noi. Dacă suntem sau nu în idolatrie. Este un test împotriva idolatriei. Când mă pocăiesc, recunosc înaintea lui Dumnezeu, Doamne, nimic nu poate rezolva problema mea. Nimic, numai Tu. Nimic nu poate stâmpăra tânjirea sufletului meu. Nu este nimic care să poată liniști căutările mele decât Tu. Asta este, este un test fundamental, pocăința. Este un test fundamental. În așa, fel, pocăința este demonstrată în devotament. În devotament. Auzi ce spune Scriptura aici. Eu însă îți voi aduce jerfe cu strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Eu însă îți voi aduce jerfe cu strigă de mulțumire. Voi împlini jurințele pe care le-am făcut. Dacă vă aduceți aminte, în Iona capitolul 1, păgânii ea pe care Dumnezeu i-a cercetat, au făcut exact același lucru. Zice, după ce s-a liniștit marea, oamenii ce au avut o mare frică de Domnul, au adus jerfe Domnului, și au făcut jurințe. Și același lucru se repetă în capitolul 2 când se pocăiește un copil al lui Dumnezeu. Când se pocăiește un copil al lui Dumnezeu. El aduce jerfe cu strigă de mulțumire da? și își va împlini juruințele. Și dacă deschideți dumneavoastră la psalmul 50, este o promisiune pe care psalmistul o face și în psalmul 51. Este o promisiune asemănătoare. În psalmul 50 este o promisiune pe care o face psalmistul uh, și arată într-un fel dorința lui Dumnezeu. Auziți ce spune, ce dorește Dumnezeu de la noi. Auziți versetul 14. Aduca jertfă lui Dumnezeu? Ce? Mulțumiri. Eu însă -ți voi aduce jertfe cu strigă de mulțumire. Paralel, da? Și împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Voi împlini jurințele pe care le-am făcut. este paralel. Găsiți în, apoi în Psalmul 51 și nu cred că la întâmplare spuse una după cealaltă. Tot despre jerfe. Dumnezeu nu dorește jerfele acelea de carne ca un mod de auto-mântuire înaintea lui Dumnezeu. Am adus jerfa, sunt în regulă și jertfe plăcute lui Dumnezeu sunt un dus zdrobit, Dumnezeu le tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâinită. Vedem lucrul acesta cu jertfele repetate și în Noul Testament. Dar ideea este următoarea. Pocăința este demonstrată în devotamentul care urmează acestei pocăințe. Adică consider că acesta este iarăși un test foarte bun pentru fiecare dintre noi. Facem doar ceea ce găsim într-un fel scris așa negru pe alb. Bă, Dumnezeu mi-a cerut să nu fur, nu fur. Dumnezeu mi-a cerut să min, nu mint, nu mint. Mi-a rezolvat problema. Asta e dovada pocăinței mele. Nu chiar. Dacă împlinesc cuvântul lui Dumnezeu și poți împlini, poți ajunge la punctul acesta în care este te păcălești pe tine însuți împlinind în mod exterior cuvântul lui Dumnezeu într-un mod legalist. Cred că împlinind cuvântul lui Dumnezeu demonstrez că m-am pocăit. Creșit. Pocăința se arată cel mai bine în devoțiunea. Devoțiunea înseamnă ceva care iasă din sfera legalului. Pe mine nu mă interesează să fac doar cei scris negru pe alb. Eu vreau ca toată viața mea să fie dată în totalitate lui Dumnezeu. Eu vreau să plac lui Dumnezeu în toate lucrurile. Asta exprimă Ion aici. Îți voi aduce jertfe cu strigă de mulțumire. Voi împlini jurințele pe care le-am făcut. Doamne, mă voi devotație, mă voi dație. Asta fac păgânii de pe corabia aceea care au fost gălțiți bine de Dumnezeu. Pocăința este demonstrată în devotamentul. Nu, Mă, știu, poate o zi și-un frață că am greșit, mă pocăiesc și vin acolo pe aia bosunflat. Când și eu, mă rog și eu, vin și eu la biserică, mai lipsesc și eu, că toată lumea mai lipsește. Deci sunt în da, sunt în, în limitele stabilite, nu e niciun fel de problemă. Aia numești o pocăință? Întreabă Dumnezeu când vorbește despre postul plăcutului, despre pocăința plăcută lui în Isaia, capitolul 58. Aia numești tu post plăcut mie? să-și plece capul omul ca un pipiric să spună, m-am pocăit, Doamne. Aia crezi tu că am dorit eu de la tine? Sau vrea Dumnezeu să vadă devoțiunea noastră? Vrea Dumnezeu să vadă aprecierea pe care o avem pentru ceea ce El lucrează în viața noastră, pentru harul pe care ne-l dă. Da? De Pocăința este demonstrată în devotament. În bucuria pe care o ai după aceea. În devotamentul pe care o ai. Dumnezeu. Aleluia! Ești mai bucuros, ești mai vesel, nu mai ești ca înainte. Dacă ai fost nefericit în păcat, foarte bine. E normal lucrul acesta. Dar dacă ești nefericit după ce te-ai pocăit, e o problemă foarte mare. Da? Probabil că a fost o pocăință în asta legalistă. În al rând, pocăința primește răspuns de la Dumnezeu. Foarte important. Nu există niciun om de pe întreaga suprafața Pământului, în orice perioadă din istorie, care să se fi pocăit și să nu fi fost primit de Dumnezeu. Nu există așa ceva. Pe cel ce vine la mine, spune Hristos, nu îl voi zgoni afară. Și zic a, voi credeți că numai unii să aleși că omul vrea să pocăiască și nu poate. Ar vrea să pocăiască, dacă nu i ales să pocăiască. Nu există om care să vrea să se pocăiască fără să fi fost harul lui Dumnezeu întâi peste el. Eu mă pocăiesc pentru că Dumnezeu mi-a dat oară să mă pocăiesc. Nu există niciun om, ascultați-mă, niciun om pe toată suprafața Pământului. Poți să strigi asta de pe acoperișul caselor. Nu există niciun om care să vrea să se pocăiască și să nu fie primit de Dumnezeu. Nu există așa ceva. Scur pe doi. Nu există niciun om care să vină încărcat de cele mai mizerabile și mai grozave păcate pe care le poate face un om pe suprafața Pământului să se aducă în fața lui Hristos și să nu fie iertat. Nu există așa ceva. Dacă cei mai mari tâlhari, nenorociți, criminali de pe planeta Pământ s-ar fi dus în fața Domnului Hristos să fie mântuiți, ar fi fost mântuiți. La fel cum a fost mântuit tâlharul de pe cruce. Prin același har liber, gratuit și suveran al lui Dumnezeu. Da. Acest este un lucru extraordinar. Pocăința întotdeauna primește un răspuns de la Dumnezeu. Faptul că, faptul că, anumite consecințe sunt îndepărtate total sau nu sunt îndepărtate deloc. Asta este cu totul altceva. Cel mai important lucru este că primim răspunsul cea mai problematică situație. Adică că suntem în păcat. Sau am făcut păcat. Asta e cel mai important lucru. Că am fost iertat de Dumnezeu. Unii confundă iertarea de păcat cu consecințele păcatului. Spun, domnule, dacă l-am restaurat pe ăsta, de ce nu îl punem înapoi în poziția în care a fost? Doamne, nu confunda iertarea păcatului cu poziția lui în biserică. Sunt două lucruri distincte. Mă înțelegeți? Sunt două lucruri complet distincte. Da? Dacă cu Tărescu, Dumnezeu l-a restaurat, domnule, indiferent de ce a făcut, trebuie să-l tratăm ca și cum niciodată sunt. Stai puțin. O consecință a păcatului este diferită de iertare. Dumnezeu te iartă de păcat. Dar nu o să schimbe nici plămânii, nu o să schimbe nici. nu o să-ți dea alte picioare dacă ai știu eu ce ai făcut de făcut diabet până te-o tăiat ăștia tot. Asta este. Dar iertarea păcatului este distinctă, da? Cel mai important lucru este că am primit cel mai important lucru de la Dumnezeu. Adică că ți iertat. Că-ți primit din nou împărtășit cu Dumnezeu. e cel mai important lucru, da? Apoi, în penultimul rând, pocăința vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu văd, dau eu că e bine să faceți dumneavoastră câte un studiu acasă. Luați-o la capitolul 2 și căutați să vedeți că Iona preia concepte și citate întregi din Psalm, din plângele lui Ieremia, le pune la grămadă și face un nim de pocăință. Este un lucru extraordinar. Iona nu zice, mă, oare, să mi aduc eu aminte, bă, cum, cum să mă pocăiesc? Oare ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Nu! Iona în pântecele peștelui și aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu. M-a întrebat, frate, m-au întrebat mai mult, dar mi-aduc aminte de unul special care m-a zis, zici mie, de ce nu e la biserică în fiecare zi? Că dacă am împlinit numai ce auzim într-o predică, ar fi suficient. Mă duc la biserică în fiecare zi, uite un motiv pentru care, într-o zi poate te bagă Dumnezeu și pe tine în pântecele la pește. Și o să ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, că mă gândesc că nu o să-ți dea cu tine Biblia. Nici hard copy, nici cu telefonul. Poate nu ai bateria acolo, să citești. Mă, să găsești și un cuvânt de la Dumnezeu. Nu, tu trebuie să ai deja sufletul plin de cuvântul lui Dumnezeu. Mintea plină de cuvântul lui Dumnezeu. Și într-un fel, Ion, Ion aici recunoaște canonul o Scripturi. Iona nu citează din apocrife, nu citează din cărți de teologie, cărți, toate au poate importanța lor. Iona citează din cuvântul lui Dumnezeu și aduce aminte de alți oameni al lui Dumnezeu care s-au pocăit. Ieremia, David, de Asaf și așa mai departe. Și aduce aminte de alți oameni al lui Dumnezeu care s-au pocăit și învață cum să se pocăiască. Noi ar trebui să ne simțim foarte stingeri dacă ne punem la rugăciune și începem să truim. Trrr, băgăm jumătate de oră rugăciune. Așa după capul nostru. Ar trebui să ne simțim foarte stingeri. Ce te domne, Ce îi spui acolo lui Dumnezeu? Eu mă rog în parametrii lui Dumnezeu. Eu mă pocăiesc în parametrii lui Dumnezeu. Eu învăț să mă pocăiesc în parametrii lui Dumnezeu. Eu sunt stârnit să mă pocăiesc datorită ceea ce văd în cuvântul lui Dumnezeu. Revelat în cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este ceea care exercită o influență asupra mea prin lucrarea Duhului Sfânt care mă atrage la pocăință. Acesta este motivul pentru care predicăm mult des să dea Domnul și bine. Da? Acesta este motivul. Mintea noastră în situații extraordinare în viața noastră, excepționale, dar în fiecare zi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Hristos a avut nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, dacă am putea să folosim termenul ăsta nevoie. Pocăința vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa știi cum să te pocăiești. Atacul lui Luther, dacă ați citit tezele, are el niște teze din astea uh, mai catolice, așa, de care s-a pocăit după aceea, niciun fel de probleme, dacă citiți... Tezele lui Luther, veți vedea accentul pe care Luther îl pune pe Învățătura apostolică și pe pocăința, penitența sau iertarea pe care o dă Pocăința propovăduită de, aposto de apostol Și teza cred că 72 sau 71 spunea lucrul acesta Fie blestemat cine spune că uh, pocăința după standardul apostolic nu este cum trebuie da? Nu e aia calea lui Dumnezeu și inventează alte lucruri Să fie anatema, că asta este anatema la propriu Și apoi în final pocăința își are baza doar în jerfă un lucru foarte important. Nu vă citez. Uh, au mai citat de câteva ori câteva cântări în predică și frații s-au supărat pe mine. Chiar dacă se retice, au zis să nu le citez, că la unii le place. Ba, melodia, ba, versurile. Nu citez, dar sunt uh, cântări care uh, pun întrebări din astea retorice. Cum poți să-ți răsplătesc? Nu poți. N-are sens, mai întreb. Lacrimile pocăinței, nu știu ce fac. Nu fac nimic, mă. Deci nu-ți șterg păcatele sub nicio formă. Poți să plângi un miliard de ani, nu ștergi niciun păcat. E clar lucrul ăsta. Pocăința își are baza temelia în jertfa Domnului Iisus Hristos. În perioada Vechiului Testament, jertfele, sistemul ceremonial, acopereau păcatul. Și l-au acoperit până în momentul în care Domnul Iisus Hristos a plătit și a ispășit toate păcatele, da? Toate păcatele oamenilor care au crezut cu adevărat în el. Bun. Eu când mă pocăiesc, eu nu-mi șterg eu păcatul. În El avem răscumpărarea, în El avem iertarea păcatelor. Eu când mă pocăiesc, pocăința mea nu este un fel de, să spun așa, substanță spirituală meritoasă. Dumnezeu zice, te-ai pocăit destul, te iert de atâtea păcate. Asta este o aberație, este o erezie. Păcatele sunt iertate exclusiv în jertfa Domnului Isus Hristos. Ce fac eu când mă pocăiesc este să mă duc înaintea lui Dumnezeu și să doresc restabilirea părtășiei cu Dumnezeu care a fost frântă datorită păcatului. Este să primesc din nou anumite binecuvântări pe care le pierd datorită păcatului. Bucuria mântuirii, siguranța mântuirii, părtășia cu frații, sentimentul prezenței lui Dumnezeu și așa mai departe, alte lucruri. Dar iertarea este deja în Domnul Isus Hristos. Dacă aș putea să folosesc termenul acesta, nu știu dacă e cel mai bun, eu într-un fel prin pocăință accesez Iertarea pe care o am deja pozițională în Domnul Isus Hristos pentru totdeauna. E hotărâtă pentru mine din veșnicie, e asigurată în jefa Domnului Iisus Hristos și mi este lucrată în viața mea și mi este dată prin lucrarea Domnului Iisus. Pocăința este felul în care eu răspund. De fapt, eu mă pocăiesc pentru că știu că Dumnezeu are iertarea pentru mine. Altfel nu m-aș pocăi. Nu aș să mă pocăiesc dacă Dumnezeu stă în cumpănă stai să mă gândesc dacă te ieri sau nu. Nu, eu mă pocăiesc pentru că știu că în jefa Domnului Iisus îi șters tot. De asta mă pocăiesc. Că există deja iertarea în Domnul Isus Hristos, pentru fiecare dintre noi, da? Pocăința așa are temelia în jertfa Domnului Isus. Eu însă îți voi aduce jerfe cu un strigăt de mulțumire. Fiecare Dumnezeu să binecuvânteze, să binecuvânteze adunarea noastră pe fiecare dintre noi cu un duh adevărat de pocăință. Amin? Să știți, puneți testul ăsta. Dacă v-ați pocăit, după aia sunteți mulțumitori și vreți să aduceți cu Dumnezeu cu strigă de mulțumire, închinarea dumneavoastră, devoțiunea dumneavoastră, viața dumneavoastră dată lui Dumnezeu. Dacă s-o poți să frustrat cu auzi frață, în continuare, după ce m-am pocăit, atunci e o problemă mare, da? Iona, ascultați-mă, Iona încă este în pântecele peștelui. Deci abia aștept să ies. Sunt sigur că ies. Și o să mă duc la templu. Și o să aduc lui Dumnezeu. Și o să strig de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Da? Nu este un semn de pocăință dacă să așa foarte lent. S-ar putea să fie un semn de apatie spirituală. Da? Iar nu este un semn de pocăință nici dacă nu sunt lent. Poate să fie o, o, o formă de evlavie. Dar din interiorul lui este un izvor de mulțumire și de bucurie care se înalță către Dumnezeu. Și încă e cu psalmul 51, din care am mai amintit un verset sau două, spune psalmistul David în felul următor. Ia ascultați. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinul cu un duc de bunăvoință. Atunci voi învăța că ele tale pe cei ce le calcă și păcătoși se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschidem buzele și gura mea va vesti lauda ta. Vedeți efectul pocăinței, da? Cum se termină pocăința? Se termină într-o gamă majoră. Da? Nu se termină în supărare, în ofticare, în nesiguranță și în dubii. Dumnezeu să ne dea nu doar nouă pocăință, dar întâi nouă, și Dumnezeu să dea pocăință uh, tuturor adunărilor din țara aceasta, să dea pocăință tuturor necredincioșilor din țara asta. E nevoie și de multă pocăință doctrinară, dar întâi mai bună pocăința asta și primordială pocăința de păcat. Amin.